Demiterea lui Adrian Vasile în funcția de selecționer al Naționalei de Handbal Feminine dă încredere să sperăm la rezultate bune la turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Federația Română de Handbal a numit pe antrenorul de la CSM București drept noul selecționer după ce contractul lui Bogdan Burcea a expirat la finalul anului trecut. Sunt Aida și vă spun bine ați venit la Link Sport News! Liderul din Liga 1 s-a împiedicat în primul meci oficial din 2021. FCSB a scos doar o remiză, scor 2-2 cu Viitorul, după ce a fost condusă la pauză cu 1-0. Meciul a avut de toate, cu două penaltiuri acordate, unul neacordat, un autogol și un gol anulat. FCSB rămâne pe primul loc în clasament cu 38 de puncte, fiind urmată de campioana CFR Cluj, care a adunat 37 de puncte. Cred că va fi o luptă foarte strânsă între mai multe echipe. Diferența de puncte este infimă, dacă pot să spun așa, mai ales ținând cont de faptul că în play-off se vor înjumătăți punctele. Important e ca la fiecare meci să încercăm noi să scoatem maximum și să acumulăm cât mai multe puncte. Până și seara aceasta, până la urmă, e un punct câștigat, un punct acumulat în clasament. Trebuie să ne recuperăm, să ne refacem cât mai repede. Mi-aș fi dorit mai mult și poate au fost momente în joc în care meritam mai mult de un punct, dar asta e, am jucat cu echipa cea mai în formă, cu un lot bun, cu rezultate bune în ultima perioadă, mult mai legat de situația noastră, că noi avem un meci în plus față de ei, am avut restanța cu cei de la Sibiu, plus deplasarea la Arad, n-a fost ușor. E un punct muncit și meritat din toate punctele de vedere. Perioada dificilă pentru noi, că mă gândesc la programul care l-avem acum, jucăm la Craiova, la 9 seara, sâmbătă seara, deci duminică o să fim toată ziua pe drum, după care marți jucăm și am înțeles că jucăm la ora 2, deci chiar la 3 jumate, deci chiar nu înțeleg, adică ok. Nu vreau să critic sau să mă leg de programul care s-a făcut, dar totuși trebuie ținut cont de echipele, de unde vin, unde joacă. Deci noi suntem calul de bătaie în ultima perioadă. Dan Petrescu a fost euforic după ce a bătut campioana Turciei. Kayserispor a învins-o cu 2-0 pe Başakşehir. Un român a fost eroul meciului. Denis Alibek a marcat ambele goluri aducând cele 3 puncte. În urma victoriei contra campioanei Başakşehir, Kayserispor a ieșit din zona retrogradabilă și a urcat pe locul 17 cu 19 puncte. În etapa următoare, echipa lui Petrescu, Săpunaru și Alibek va juca cu Fenerbahçe, ocupanta locului secund. I think it was a very difficult match today against the champions. They have a very good team, very good players. But I think we play very good physically, tactically, and we deserve this victory. Marius Șumudic a semnat un nou contract la o săptămână de la plecarea de la Gaziantep. A decis să rămână tot în Turcia, unde a preluat-o pe Rizespor. Contractul semnat de român este valabil pe un an și jumătate. Rizespor ocupă locul 16 cu 21 de puncte din 18 meciuri la 5 puncte de Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu. Șumudic are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, iar pentru sezonul următor, românul spune că se va bate pentru unul din primele 10 locuri din Super League. UEFA nu a decis încă formatul campionatului european de fotbal care se va juca în această vară după ce a fost amânat un an din cauza pandemiei de coronavirus. Inițial ar fi trebuit să se dispute în 12 țări, printre care și România. Karl Rummenigge, președintele lui Bayern München, a dezvăluit faptul că forul european studiază varianta în care Euro să fie găzduit de o singură țară. UEFA trebuie să dea răspunsul până pe data de 5 martie. În România ar trebui să se organizeze 4 meciuri din cadrul campionatului european pe arena națională. Un meci jucat de Simona Halep la Australian Open în 2018 a fost inclus în top 50 al celor mai frumoase partide din cadrul turneului și este pe locul 31. Este vorba despre întâlnirea dintre româncă și Lauren Davis din turul 3 al primului turneu de Grand Slam al anului. Halep și-a învins adversara în 3 seturi, 4-6, 6-4 și 15-13. Meciul a stabilit recordul celui mai mare număr de game-uri disputate la Australian Open într-un meci de simplu feminin, 48. Dintre acestea, 28 doar în ultimul set. În 2018, Simona Halep a jucat finala turneului, dar a fost învinsă de Caroline Wozniacki.
Dumitru Kaptar și kazahul Niat Rahimov au fost acuzați după ce ar fi schimbat între ei o probă de urină. Fapta s-ar fi produs în 2016, iar sportivii sunt suspendați provizoriu până la luarea unei decizii definitive. Nu este prima abatere a românului. A mai fost suspendat pentru dopaj între 11 ianuarie 2018 și 11 ianuarie 2020. Dumitru Kaptar are în palmares 3 medalii de bronz la europenele din Norvegia. În noiembrie, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că 3 halterofili români care au participat la Olimpiada de la Londra din 2012 au fost suspendați pe motiv de dopaj. Este vorba despre Răzvan Martin, Gabriel Sâncărăian și Roxana Cocoș. Din 2008 până astăzi, 20 de halterofili români au fost prinși dopați. Echipa Turist din Turnul Măgurele a anunțat că se retrage din Liga Secundă. Decizia vine după ce patronul clubului a decis să oprească finanțarea. Telormănenii au fost la un pas de promovare sezonul trecut, când au făcut parte din play-off. În momentul retragerii, Turist era pe locul 13. Și oficialii Gloriei Buzău inițial anunțaseră că vor retrage echipa, decizia fiind luată din cauza restructurărilor bugetare majore din cadrul clubului. Primarul Constantin Toma s-a răzgândit și va continua după ce a atras atenția unor persoane private care vor să sprijine financiar clubul. Acesta a fost Link Sport News de astăzi. Eu sunt Aida, iar noi ne revedem mâine. Să aveți o seară minunată!